Acestea a vorbit Iisus și ridicând ochii săi la cer a zis, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am slăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum, slăvește mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele tău Oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele, și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt, și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău, în care mi-ai dat ca să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei pe care mi-ai dat. Și i-am păzit și n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească scriptura. Iar acum vin la tine. Și acestea le în lume ca să fie de plină bucuria mea în ei.